Bună ziua, dragi cititori! Herald, sunt gazda dumneavoastră, Sorin Lucac, și iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Creștem și învățăm împreună cum gestionăm teama de eșec. Încă din copilărie suntem învățați să fim cât mai competitivi, să avem rezultate cât mai bune la școală sau în activitatea socioprofesională. Să ne raportăm doar la succes, dar fără să știm cum ar trebui să gestionăm eșecul sau teama de eșec, și asta facem și cu copiii noștri. Ce facem cu așteptările noastre, cât sunt ele de realiste, vom fi oare judecați, ce va spune lumea despre eșecurile noastre sau ale copiilor noștri? Merită să încercăm de fiecare dată să fim mai consecvenți și să nu ne lăsăm afectați de consecințele eșecului? Cu siguranță această mentalitate o transmitem și copiilor noștri. Indiferent că vorbim despre relația părinte-copil, relația cu partenerul de cuplu sau vorbim despre activitatea noastră socioprofesională, felul în care ne raportăm la eșec sau la realizările noastre și așteptările noastre ne definesc rolurile și tiparele relaționale și comportamentale în viața de zi cu zi. Așadar, în perioada 4-10 decembrie, învățăm să gestionăm teama de eșec, să înțelegem felul în care ne putem raporta la un eșec, cum asimilăm eșecul și ce trebuie să învățăm din fiecare experiență de viață, fără a ne lăsa afectați din punct de vedere psihoemoțional. Și vom face aceste lucruri alături de invitații noștri speciali, psihologi, specialiști în parenting, psihoterapeuți, coach, trainer. O selecție de titluri va beneficia în această perioadă și de o reducere de 30% pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro.